cred că nu l-am mai văzut de vreo 20 de ani. Iar de când nu-l mai văzusem, viața mea se schimbase radical. Mă știam despre el doar atât, că lucra la KGB și că era divorțat, în rest nimic. Și acum, iată, de unde sare iepurile. Și acum, oare ce mai vrea de la mine? Ce ar putea să-mi spună atât de important? Am trântit supărat telefonul, dar Vichea Cozare a revenit din nou. Apoi din nou. Apoi m-a sunat și la amiază și după amiază. Știam că n-am să scap de el. Așa cum nu putusem scăpa nici în copilărie. Oare ce mai vroia acum de la mine? Să mă terorizeze din nou? Dar când ieșeam din piață, din subterană, a țâșnit un câine vagabond și s-a aruncat asupra mea. Deci asta e. Am mușcat? Nu m-am mușcat. Am fost martor involuntar al unei declarații de dragoste a lui Sergiu în cameră pentru personal pentru Ana. Ei sunt împreună de 3 săptămâni. Sergiu o privea îndrăgostit și spunea că nu ar putea să trăiască nici măcar o zi fără să o vadă, că nu-și imaginează cum ar fi, de exemplu, să se ducă într-o călătorie fără Ana. Ei răspunde, atunci ar trebui să mergem împreună. Vineri seara aflu că și-au luat ambii concediu de 9 zile. O scenă frumoasă, dar patetică. De seară o să ne dau aștept. Fetele noastre machiate până la refuz zâmbesc seducător, mai cu seama cele necăsătorite. Cameramanul de la CDF o roagă pe Natalia să-i pozeze un pic. Vrea că aceasta să-și scoată din geantă o plenjoară și să șteargă rușul de pe buze. Să facă asta pe îndelete și să nu se uite în camera de luat vedere. Ce se întâmplă? Doamna Magdalena, traducătoarea noastră, ne explică ce e cu asta. Nemții au o expresie, ceva de genul, scoateți masca asta că e veche și nu mai merge. Nu mai are priză, puneți alta sau cel puțin ai bunul simț să o scoți pe cea veche. Natalia acceptă bucuroasă, mai întâi și scoate rujul și mai dă cu el peste buze ca să se îndeletincească mai îndelung cu ștersul. Cu gesturi languroase începe procedură. Știe prea bine cum să o facă, reușește de minune. Cameramanul e încântat. Doamna X, care face parte din grupul nostru, un pic mai în vârstă, e profund dezgustată. Acum stau în fața problemei și nu am în memorie nimic legat de timpul respectiv. Să încerc să vă mint că țin minte ceva din ziua de luni, nu trebuie. Ce a trăit luni, deci domnișoara Nina, respectiv Nina, să încerce să povestească despre Manuela, la persoana a treia. Deci, iată, ea a fost în Germania și așa, tot dar schimb punctul de vedere. Tu ești un observator. Deci, tu, prin prisma ta, povestești întâmplările ei de acolo. Încerci să găsești o motivație.